Împăratul capricios și credincioasa lui soție. Au fost odată un împărat și o împărăteasă care trăiau fericiți. Trecuseră mulți ani de când ei se cunoscuseră și au hotărât să-și unească destinele. Dar într-o zi, poate din gelozie, poate din cauza vorbelor scornite de niște invidioși, sau poate numai dintr-un capriciu, el își ieși din fire și hotărâ să o trimită pe soția lui înapoi la părinții ei, pedepsind-o astfel. Degeaba încercă împărăteasa să-l convingă, să o asculte că e nevinovată, degeaba îl imploră ea. Nu reuși să-l facă să-și schimbe hotărârea. Te las! Aceasta a fost singura concesie a împăratului, să iei cu tine care ți-e cel mai de preț și drag lucru. A doua zi, împăratul, când se trezi, își dădu seama că se află într-o cameră complet necunoscută. Nu era niciuna din odăile palatului său. Se frecă la ochi și se uită din nou în jur, dar nu se schimbă nimic. Nu se afla în palatul lui. Unde sunt? Întrebă pe împărăteasă, care era lângă el și aștepta să se trezească. Ce ai făcut? M-ai lăsat să iau cu mine lucrul cel mai de preț și drag pe care l-am, spuse împărăteasa. Iar eu nu am nimic pe lumea aceasta mai scump și mai de preț decât tine. Prin urmare, când ai adormit, le-am poruncit slugilor să te aducă în casa părinților mei. Împăratul și-a dat seama că a greșit, aplecând urechea la toate bârfele din palat și nelăsând-o pe împărăteasă să spună nimic în apărarea ei. O îmbrățișă pe credincioasa lui soție și s-au întors împreună în palatul lor, unde au trăit fericiți până la adânci bătrâneții.